Da? Dacă stăteam pe colțul ăsta aici, inclusiv lemne tăiate aveam. Au. Ne-am apropiat de Șontea și parcă e mai slăbuț. Mai atac așa cât un Nu, a bibă. trecut ăla, aia e treaba. Da, și ăsta e, da. Deci. Păi ești peste... Ah, Nu gata. contează, că ești pe deasupra. Ok. Dacă te deranjează, nu mai dau. Nu, doar să Dar nu nu le te agățăm. atentăm. Da, dă-i liniștit că nu sunt stresat. Eu la avat cu ăsta dăm unul peste altul încrucișat. Păi, bineînțeles. Deci nu avem nicio treabă. Doar Rămâi tu prins. ne anunțăm doar ca idee să știi. Da. Vezi că stă acolo. Deci, bibanul încă mai atacă, să zicem. Ce face acolo? Oh, ce frumos a dat asta. Nici nu știu dacă am dat drumul la camera. Cusima asta e cea mai belită mulinetă care am avut-o. Are antireturul la maneta aia pus exact să dai cu mâna în ea mereu. Iată-i, mă, frumos, da, îmi place. Da, trebuie să dau și eu acolo departe că mi-a plăcut locul ăla. Îmi dau mai mult în lumânare. Oh, frumos, 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 frumos. L-ai luat? Nu l-am luat, nu. Deci când zici să ies în Șontea, ies. Gata. Gata? Da. Nu. M-ai mințit, ai mai dat o dată. Deci trebuie să mai dau și eu o dată. Uite unde sare acolo. Dar cu ce naiba să-i dăm acolo la Păi angă? de ce nu? Bă. Păi e prea mare. Cum? Păi stă-l acolo, vezi la 10 cm, se agață, mergem după ea, care are nicio problemă. Uite, aici ca a plecat, uite. Da, puțin trebuie să mai dăm. A, au venit bibanii, să știi că uite, îi văd cum sar peste tot. S-au regrupat, au făcut treaba după ce Exact, s-au supărat. exact. S-au regrupat, sunt chiar aici. Atacă. Bă, ce atacă, dar ce furios ești, mă. Și nu l-am luat. Două pești, dar mă, ce deștită. Hai între eu de pe lucru. Stai să scot bibanul ăsta. Nu Îmi zici când ești gata. Precis o să zici că ești gata. gata. Ok. Lasă-mă să mai fac ceva. Mai e o aruncare. După Unde e? aia... Bă, dar ce sar acolo! Adică sar într-una aici, nu acolo. Oho, frumos, da, biban. Cred, dar gras este. S-a părut că Mă bag eu acolo, pe veul ăla. Da, lasă să iau bibanul ăsta, uriașul ăsta. Și nu știu dacă mai filmează. Nu.
A, e apa tulbure. Atacă la confluență, exact aici, tulbure limpede. Zici că îl vezi pe bibanul ăsta cât casa? Cam gras ăsta. Asta e cam gras. Nu foarte, dar... Dar îmi place și coloritul ăsta. Uite ce portocaliu ce. Nu mi-e silă decât de când om începe să-l ținem pe undeva acum. Și de fapt, de ce să plâng? Că noi n-am mâncat nici borșul ăla. Știu, dar nici nu știm dacă o să mai fie bun. Deci vezi, uite, eu îi dau acolo și acum când încep, vin cam 20-30 de bibani odată. Foarte mari. Ai luat sau doar sar? Păi nu, și în partea asta, i-am văzut eu sărind. Uite, în tulbure m-a luat. Și e grăsuț. Oho! Eu nu zic că e altceva, dar e un biban frumos. Tot la rotativă, nu? Numai la rotativă. Dacă merge, de ce s-o schimb? Nici ăsta nu e un biban frumos? Ce culori are? Câte aruncări mai avem? Și dacă luăm, se prelungește sau? De bibăneală, de asta mi-am făcut suma. Ok. Ok. Eu sunt gata.